Puteți rămâne să așezați, vă citi puțin mai mult, dar vreau să ne reamintim că spunea cuvântul Domnului că în viața credinciosului credința vine în urma auzirii, dar nu orice fel de auzire, ci auzirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea obișnuiesc și în Buzău, eu sunt din Arad de loc, în urmă cu 9 ani, aproape 9 ani de zile, până cu soția, aveam atunci 2 copilași, ne-am mutat în județul Buzău ca și misionari, la Nehoi unde locuim. Acum avem 8 copii, vine al 9-lea, cu ajutorul Domnului. Și în slujirea acolo unde slujesc Domnului, am obișnuit să citim mai mult din Biblie. Pentru că au credința, cum spuneam, și o spune Apostolul Pavel în Romani, credința vine în urma auzirii, dar nu orice fel de auzire, ci auzirea cuvântului Domnului, slăvit să fie Domnul la mine. Așadar, citim Fapte 1, începând cu versetul 1 în jos. Teofile, în cea dintâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu el, a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El i-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat 2 bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, continui la capitolul 2 cu 1. În ziua cincizecimi erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Versetul 14. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Versetul 33. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
Amin, slăvit să fie Domnul. Nu vă cunosc, nu mă cunoașteți, nicio problemă, n-ați pierdut absolut nimica. În afară de Cătălin, aici nu cunosc pe nimeni, dar cred că Domnul ne cunoaște pe toți. În această zi s-a pus un cuvânt de la început, de la Psalmul 34, un cuvânt care era așa de frumos și tare aș fi vrut să pot să continui pe el, dar din partea Duhului Sfânt simt să, și m-am văzut cumva strâns să mergem pe acest cuvânt din Fapte, capitolul 1, pentru că, deși este o vreme în care oamenii se tem, și vă dau doar un singur verset foarte frumos din Proverbe, capitolul 29, versetul 25, care spune așa: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Dacă te încrezi în Dumnezeu, nu te mai temi de nimica. Și dacă te temi de cineva, de vreun om, de război sau de orice altceva, înseamnă că încă n-ai ajuns să te încrezi în Dumnezeu. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, Leonard Ravenhill, spunea că cel care se teme de Dumnezeu nu se mai teme de oameni. Dar cine se teme de oameni n-a ajuns să se teamă de Dumnezeu. Doamne, pune în noi teamă de Tine. Spune cuvântul Domnului în Fapte, în capitolul 9, că biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt, dar una dintre condițiile menționate acolo ca Duhul Sfânt să dea ajutorul lui era tocmai aceasta. Fapte 9:31, biserica se bucura de pace, prima condiție, se întărea sufletește, a doua condiție, și umbla în frica Domnului, a treia condiție. Și rezultatul, când o biserică se bucură de pace și nu sunt certuri între frați, măcar că este un an greu, și e greu nu în primul rând că e război, e greu că de multe ori e război în bisericile noastre, că sunt alegeri de comitet, de păstor, de diacon, așa mai departe. Și mult, mult război este în unele biserici. Când biserica se bucură de pace, când se întărește sufletește, vine la casa Domnului și împreună frații se roagă, cântă din toată inima și se zidesc sufletește, și când acasă, la școală, la servici, umblă în frica Domnului, știți care e rezultatul? Ce scrie mai departe? Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțește. Când se îndeplinesc aceste trei condiții, din care a treia este tocmai ce se vorbea la timpul de rugăciune, frica de Domnul, Duhul Sfânt ne dă ajutorul Lui. Când Duhul Sfânt ne dă ajutorul Lui, n-avem nevoie să apelăm la tot felul de artificii, tot felul de lucruri astăzi ca să poți să atragi tinerii la biserică. Oamenii spun, domnule, trebuie să fie relevant pentru ei, trebuie să punem niște lumini aici, trebuie să facem o scenă aici în care să se cânte, preze în worship, laudă și închinare, să aducem predicatori care mai fac să râdă, mai spun câte o glumă, ca să-i atragem. Singurul lucru care trebuie să-l facem e să-i deschidem ușa Duhului Sfânt. Și El atrage. Și El cheamă. Și când cheamă Duhul Sfânt, nu se pierde. Cei care sunt chemați de mine, spunea Domnul Iisus, nu se vor pierde. Dar cine încearcă să strângă prin alte metode, și astăzi este la modă lucrul acesta, în multe biserici, vin lideri de tineret cu tot felul de propuneri, să dăm un ceai la tine, să dăm o cafea, să facem o pauză. În unele biserici s-a ajuns să pună o masă de ping-pong, ceva, ca să se simtă bine tinerii. Știți că în casa Domnului noi nu trebuie să ne simțim bine? Dar, dumneata, când mergi la dentist, mergi la dentist să te simți bine? Nu mergi să te simți bine. Dacă mergi la doctor, te duci la doctor și te întreabă doctorul și cu tine. Domnule, n-am nimic, am venit să te stăm de vorbă. Du-te afară, domnule, eu am treabă, uite-ți acolo, sau pacienții la ușă, nu? Dar spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 33, versetul 14, păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Astăzi în Sion, în casele Domnului, păcătoșii râd, se simt bine. Avem predicatori care îi fac să se simtă bine. Spun glume, ne aplaudăm unii pe alții. Astea se întâmplă astăzi, în cultul pentecostal. Când ne batem cu pumnul în piept, că au trecut 100 de ani de la prima biserică pentecostală și slujitorii bisericilor de astăzi aplaudă pe oameni, ordinează, nu spun eu mai multe, dacă mă dați pe internet o să am probleme mai mari.
ordinează presbiteri, diaconi și aplaudă și râs. Doamne, ai milă de noi! Că ne-i teamă de Dumnezeu, acolo se prezintă Dumnezeu. Când în biserică este prezent Dumnezeu, acolo se arată slava lui Dumnezeu. Atunci acea listă lungă cu bolnavi se scurtează, că Domnul își întinde mâna și vindecă. Dar dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, ne va lăsa Dumnezeu cu predicatorii noștri. Ne va lăsa Dumnezeu cu cei care ne plac nouă. Nu mă duc la biserică astăzi, că ai cine acolo, tot ai noștri sunt. Stau mult pe YouTube. Și am pe YouTube, am X, am Y, acolo pe YouTube. Îți dai învățător după poftele tale. Că atunci când pui pe YouTube să asculți o predică, nu o să asculți pe unul care nu-ți place. Băi, ascult pe asta că îmi place. Mă, atât am plâns, zice, atât am plâns de numai. Și vin și frate, am ascultat, m-au pus pe mine unii, toată treaba să mai pun, dar nu mă puneți acolo. Dar, frate, m-a ascultat, fratele Cristian, atât am plâns. Zic, dacă nu te pocăiești, o fi vai de tine. Că toate astea se vor întoarce împotriva noastră dacă nu ne pocăim. Spuneam și aseară ceva la tine, dar vedeți, de 100 de ani de zile s-a dus pocăința fără YouTube. S-a dus pocăința, au cântat frații fără acordeon, fără, n-au avut frații, bătrânii noștri, n-au avut așa, acum 80 de ani, de unde să fie negativ, să fie, nu era. Dar au putut ține pocăința. Dar astăzi nu se mai poate ține pocăința fără lucrurile astea. Oare nu cumva ne-am depărtat de Dumnezeu? Uitați, avem monitoare, punem Biblia, punem tot, cântări. Știți că mă uitam la dumneavoastră. O să mă iertați, dacă vă supărați, vă trece. Jumate dintre noastră n-ați cântat. Ce mi-am auzit, n-ați cântat cu inimă. Ar trebui să... Mă gândeam, dacă ar fi căzut niște bombe azi noapte aici în jurul nostru, oare cum am fi cântat? Dacă eram noi în locul acelor tineri de care se amintea, care plângeau, oare cum am fi plâns la rugăciune? Ne cheamă Dumnezeu să ne trezim. Pentru că dacă nu ne vom trezi, s-ar putea să vină războiul și aici. Și Domnul a anunțat din timp că cheamă poporul Domnului la pocăință. Dar cei mai mulți nu înțeleg. Continuă cu ne simțim bine, mergem la biserică să ne simțim bine. Nu mă duc mai departe pentru că nu vreau să insist. Mă întorc la cuvântul care cred că Domnul mi l-a pus pe inimă. Dar vă îndemn să ne temem de Domnul. Știți care era plăcerea Domnului Iisus? Isaia capitolul 11, versetul 2 și 3. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune, de pricepere, sfat, tărie, cunoștință, duh de frică de Domnul. Versetul 3. Plăcerea lui, plăcerea Domnului Iisus. Care e plăcerea ta? Dacă nu mă puși pe mine la cuvânt, n-a fost duminica aia bună. Dacă n-am cântat și eu cântare și n-a fost loc să mă pun și pe mine, m-am supărat. Plăcerea Domnului Iisus a fost frica de Domnul. 1 Ioan 2 cu 6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Doamne ajută-ne, amin. În fapte, în capitolul 1, Domnul Iisus, când era să se înalțe la cer, înainte să se înalțe la cer, pe când le spunea ultimele cuvinte, și noi considerăm ca oameni că ultimele cuvinte sunt cele mai importante care le spune un om. Și i-a adunat în jurul lui și pe când se afla cu ei, versetul 4, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Despre ce anume vorbește Domnul Iisus când spune cuvintele acestea, făgăduința Tatălui. Că spune în Fapte, capitolul 2, cu versetul 38, pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, apoi veți primi darul Sfântului Duh. 39. Căci făgăduința aceasta, care-i făgăduința? Păi este făgăduința și a pocăinței. Este făgăduința și a iertării păcatelor. Și avem 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neregiuire. E o promisiune, o făgăduință pe care Domnul a făcut-o, că ne va ierta păcatele dacă ne mărturisim și dacă ne lăsăm de ele, cum spunem proverbe, cine își mărturisește fără de legea și se lasă, capătă propășire, Doamne ajută-ne!
Dar făgăduința se mai referă la încă un lucru și a spune că mult mai mult se referă la aceasta, colaborat și cu ce scrie în Luca 24, vedem imediat, căci făgăduința aceasta a primirii botezului cu Duhul Sfânt, a primirii darului Sfântului Duh, făgăduința aceasta este pentru voi, este pentru copiii voștri și nu se oprește aici, ci spune pentru toți cei ce sunt departe acum și aici în Câmpia Turzii și la Buzău. După 2000 de ani, încă este valabilă făgăduința Tatălui, care a spus că El va boteza cu Duhul Sfânt. Spunea Ioan Botezătorul, El își are lopata în mână, va curăți iarea, El va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, slăvit să fie Domnul. Luca, în capitolul 24, versetul 49, în aceeași idee, Domnul Iisus le spune cuvintele acestea, iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, care se referă în mod specific la venirea în lume a Duhului Sfânt. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Domnul Iisus a făcut în marea trimitere. Dacă vă amintiți, în Matei, în capitolul 28, versetul 29, duceți-vă și faceți ucenici toate neamurile, botezându-i, învățați-i. Marcu 16 cu 17. Mergeți, faceți ucenici, botezați-i. Este marea trimitere pe care Domnul Iisus o face. Dar despre marea interdicție ați auzit? Că atunci când Domnul a făcut marea trimitere, la scurt timp a făcut și marea interdicție. A spus și marea interdicție. Și care era aceasta? Ce citeam de aici? Nu vă depărtați de Ierusalim. Voi trebuie să mergeți, dar nu trebuie să mergeți până când? Până când veți primi, veți fi îmbrăcați cu putere de sus, până când Tatăl va trimite peste voi făgăduința botezului cu Duhul Sfânt. Uitându-ne în dimineața aceasta în cuvântul Domnului, poate e un cuvânt mai greu, dar vreau să rămânem la acest cuvânt, să înțelegem că Domnul Iisus n-a gândit biserica Lui fără plinătatea Duhului Sfânt. Astăzi este greu să mai spui lucrurile acestea. Astăzi este, spunea Tozer, un om al lui Dumnezeu, zicea, dacă Duhul Sfânt ar pleca din cele mai multe biserici, oamenii și-ar continua programele exact la fel. Nu și-ar da seama că Duhul Sfânt a plecat. Când erau bătrânii noștri în urmă, străbunicii noștri, cum spuneam, acum 80-90 de ani, ei n-aveau nici cor, n-aveau nici fanfară, au cântat aseară fanfara așa de frumos aici, n-aveau cântările astea minunate, erau oameni simpli. Nu era să cânte orchestra, nu era să cânte nu știu câte grupuri, se adunau, cântau din niște harfe care le aveau, se rugau, dar Domnul lucra cu semne și minuni. Ei depindeau de Duhul Sfânt. Credința penticostală, dar mă duc dincolo de asta, credința adevărată s-a dus și a ajuns până la noi, iată, după 100 de ani, nu prin fanfară, nu prin cor, ele sunt bune și eu am cântat în fanfară și în cor și în grupuri, nu prin astea, ci s-a dus prin puterea Duhului Sfânt. S-a dus prin rugăciune. Când Domnul însoțea, cum spune cuvântul Domnului în Marcu, în capitolul 16, versetul 20, iar ei au plecat, și-au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei. Cum lucra Domnul? Spune, întărea cuvântul. Cu ce? Cu semnele și minunile care îl însoțeau. Domnul Iisus lucra și întărea cuvântul. Nu prin fanfară, nu prin cor, nu prin cântări în primul rând, ci întărea cuvântul prin semne și minuni. Mai avem nevoie de asta. Păi spune în Fapte, capitolul 2, unde nu am citit, dar spune în versetul 22, bărbați izraeliți, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră și cum l-a adeverit Dumnezeu pe Domnul Iisus? Prin predici extraordinare, prin cuvântări. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere. Dumnezeu l-a adeverit pe Domnul Iisus prin semne și minuni și lucrări de putere. Slăvit să fie Domnul! Dacă Domnul Iisus a fost adeverit de Dumnezeu prin aceste lucrări, noi nu avem nevoie. O, aș spune, cu cât mai mult avem nevoie. Dacă Domnul a adeverit lucrarea apostolilor, lucra împreună cu ei întărind cuvântul lui,
prin semnele și minunile care însoțeau cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie. Domnul Iisus n-a gândit biserica lui nici o clipă să funcționeze fără botezul Duhului Sfânt și, mă duc dincolo, mult mai mult, fără plinătatea Duhului Sfânt. Atunci când Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ne spune cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 4, versetul 1, după ce a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, spune aici: Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus și a fost ispitit. Și nu ne mirăm de izbăvirea care a avut-o. Despre apostol se spune, de exemplu, în Fapte, în capitolul, hai să vedem, capitolul 4, versetul 8, atunci Petru, plin de Duhul Sfânt. Și dacă ne uităm așa în istoria bisericii și în mod special la bisericii primare, accentul cade pe plinătatea Duhului Sfânt. Accentul cade că biserica funcționa prin plinătatea Duhului Sfânt. Era cărmuită de Duhul Sfânt. Nu mai citesc, că nu vreau să iau prea mult timp, dar spune în Fapte 16: am vrut să intrăm acolo, nu ne-a dat voie Domnul, am vrut să mergem dincolo, ne-a oprit Duhul Sfânt. Ei erau călăuziți de Duhul Sfânt. Ei mergeau după călăuzirea Duhului Sfânt. Noi care suntem penticostali, după 100 de ani de la prima biserică penticostală în țara noastră, noi nu mai depindem cum depindeau ei de Duhul Sfânt. Noi nu mai depindem. Cântările care le-am cântat, le putem cânta și în continuare. Putem să avem programe frumoase, fost în biserici unde tot programul era pe foaie. Dacă Duhul Sfânt vrea să spună o prorocie, n-avea loc, era, nu ne vedem că pe acolo. Tot era la secundă, tot pus acolo, s-a început, s-a terminat. Extraordinar. Oamenii aceștia depindeau de Duhul Sfânt. Pentru ei Duhul Sfânt nu era opțional, cum e astăzi pentru noi. Dacă vrei, dacă îți convine, dacă vrei și tu să vii la stăruință, uite, facem stăruință, dacă vine un predicator mare, cu nume, și biserica e plină și nu mai e loc, și balconul e plin, și după aia chem frații la stăruință și trei sferturi nu sunt, nu ne-am depărtat de cuvântul Domnului. Nu ne-am depărtat de... Credeți că predica ne ține? Credeți că 20 de predici, 1000 pe YouTube ne țin? Dacă nu ne ține Duhul Sfânt prin cuvântul Lui, prin cartea aceasta, nu ne ține nimeni, să știți. Cum se face că niciodată în istoria Bisericii Pentecostale în România n-au fost mai multe predici ca și astăzi? Niciodată! Predicatori pe YouTube poți să stai să asculți 24 din 24. Dar știți că nici păcat n-a fost în biserică mai mult ca și astăzi. Știți că niciodată în istoria bisericii nu s-a auzit mai rar așa vorbește Domnul ca astăzi? Ce trist să ne strângem 2 ore, 3 ore, ne strângem marțea, poate joia, poate vinerea, ne strângem la post și nu se aude așa vorbește Domnul. Dar se aude YouTube-ul, se aud predicile, se aud. Nu ne-am depărtat de cuvântul Domnului. Biserica nu funcționează și nu poate merge cu YouTube. Biserica are nevoie de Duhul Sfânt și cuvântul Amin. Domnului. Amin. Tu n-ai nevoie de predici, să asculti toată ziua predici. Tu ai nevoie să iei cartea aceasta, să o citești, să o mănânci. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Unde scrie asta? Iosua 1:8. Cugete asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Și n-am timp să intru eu acum mai mult aici, dar ne-am depărtat de cartea aceasta și când ne depărtăm de cartea aceasta, intră păcatul. Cu toate predicile pe YouTube, intră păcatul în viața noastră. Trebuie să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură, trebuie să ne întoarcem la Duhul Sfânt. Uitați-vă acești apostoli și Domnul Iisus spunea, cum citeam și din Luca 24:49, dar revin la Fapte 1:4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit, auzi, nu e opțional, nu e dacă îți convine ție, e poruncă, să stai să aștepți făgăduința lui Dumnezeu, să rămâi să aștepți până când Domnul te umple de putere.
Și le-a poruncit să nu se depărteze. Eu vă întreb, în 10 zile cât ei au stăruit după Duhul Sfânt? Din a 40-a zi când s-a înălțat Domnul Iisus până în ziua 50-mii când s-a coborât Duhul Sfânt. N-au fost oameni de vindecat. Nu erau bolnavi în Ierusalim care trebuiau vindecați. N-au murit unii în Ierusalim că n-au fost vindecați. Probabil că da, cu siguranță, mulți trebuiau ajutați. Dar pe Domnul Iisus nu l-a interesat asta, că noi putem face multe lucrări fără Duhul Sfânt. Dar pe Domnul nu-L interesează ce facem noi dacă nu facem sub călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea ne-a spus, rămâneți până când veți primi o putere. Și ei, ca și noi astăzi, au început și l-au întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, zice în versetul 6, deci apostolii pe când erau strânși l-au întrebat. Eu m-aș fi așteptat să întrebe, Doamne, cum va veni, ce va fi, cum va fi? Nu. Ei au întrebat, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția? Adică Domnul le vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt, despre lucrarea de misiune, despre a merge și Evanghelia. Și ei se vorbesc tot de război, acum au trecut COVID-ul, nu mai vorbim de COVID, slavă Domnului că s-a încheiat, nu mai vorbim de COVID, nu mai vorbim de vaccin, câte discuții au fost cu vaccinul, semnul fiare, ferească Domnul Iisus. Păreri, teorii, pe oața, plin de păreri, fiecare își dea cu părerea. Și am discutat 2 ani de zile de vaccin și de COVID. S-a terminat vaccinul, s-a terminat COVID-ul și a venit războiul. Și acum, frații, în loc să se întoarcă tot la cuvântul Domnului, vorbesc de război, scenarii, COVID-ul. Că NATO, să vezi, că noi nu ne atacă nimeni. Fac o paranteză aici, dar nu fac. Dragii mei, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Să lăsăm discuțiile și războiul pe seama celor care duc războiul și analiștilor politici. Să lăsăm politica pe seama altora. Să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Că le spunea Domnul Iisus, când ei au întrebat, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția? Ce le-a spus Domnul Iisus? Nu este? Nu-i treaba voastră. Acum nu am timp să mă opresc acest cuvânt, că e predică întreagă și mi-a rămâne timpul. Dragii mei, așa de mult ne ocupăm de lucruri care nu-s treaba noastră. Dacă stăm și vorbim o oră de război, despre război, și facem scenarii, se schimbă ceva? Schimbăm pe Putin cu ceva? Nu. Că inima împăratului e în mâna lui Dumnezeu și îndreaptă ca un râu încotro vrea Dumnezeu. Și dacă ia mințile să apese butonul nuclear, apasă butonul nuclear. De ce? Că Dumnezeu îngăduie. Dar nu aia e treaba noastră. Treaba noastră e să ne pocăim. Treaba noastră, spunea Domnul Iisus aici, nu-i treaba voastră să știți vremuri sau să roace sau cum vă fi, cum se va întâmpla, și treaba voastră, înțeleg eu din versetul 8 foarte clar, și voi, adică asta e treaba voastră, veți primi o putere. Adică nu-i treaba noastră nici cu COVID-ul, nici cu vaccinul, nici cu războiul, nici cu nuclearea, nu-i treaba noastră asta, ci treaba noastră e să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Eu așa înțeleg din fapte 1 cop. Și voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Iată treaba noastră. Dar diavolul știe că dacă ne achităm de treaba asta, îi facem mari pagube în împărăția lui. Știe asta. Și ne dă de lucru în toate părțile. Ne dă de discutat atâtea lucruri. Ne spune de, ne pune de semnul fiarei, ne pune de anticrist, că o fi Putin anticristul. Că atâtea discuții. Pe când uităm cel mai important lucru. Treaba noastră este să fim plini de Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Amin. Dacă până aici m-am străduit, dragii mei, și nu știu dacă am reușit să vă fac să înțelegeți, sau că nu sunt lucruri noi ce vă spun eu. Sunt lucruri de bază. Dar să ni le reamintim că pentru Biserica lui Hristos, botezul și plinătatea Duhului Sfânt nu sunt opționale. Nu-i dacă vrei, ci sunt obligatorii. Pot să dau multe exemple, dacă îmi dați pe internet, cum spuneam, o să am probleme. Dar la noi s-au făcut niște frați și un frate a intrat la stăruință în mai multe rânduri și nu l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și am stat lângă el și l-am ajutat. Și la un moment dat s-a și supărat că eu tot îl întrebam, măi, a fost plecat pe afară, prin Germania, s-a întors într-o biserică a fraților romi și l-am întrebat, auzi, dar ai primit botezul cu Duhul Sfânt? Și el, când îl întrebam, se supăra. Eu nu îl întrebam cu gând rău, dar
Eu așa înțeleg după Scriptură că omul care vrea să slujească, înainte să slujească, trebuie să fie plin de Duhul Sfânt. Și slăvit să fie Domnul că și în mărturisirea de credință și în statutul cultului pentecostal, frații au schimbat că înainte era că trebuia să fie botezat cu Duhul Sfânt, asta nu după Biblie. Că după Biblie, Fapte 6 cu versetul 3 spune, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, nu botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Că degeaba acum 5 ani l-au fost botezat cu Duhul Sfânt și astăzi este gol. Și eu așa înțeleg că înainte să fie pus în slujire, se pune condiția aceasta. Omul care vrea să fie pus în slujire, trebuie cercetat să fie plin de Duhul Sfânt, pe lângă altele care sunt aminte acolo și nu mă opresc eu la ele acum. Dar astăzi avem în comitete, avem chiar păstori, chiar slujitori ordinați, nebotezați cu Duhul Sfânt. Ce să mai spui plin de Duhul Sfânt? Ne deranjează cuvântul ăsta, am vrea să-l scoatem afară din Biblie. Dragii mei, biserica lui Hristos nu se conduce cum vrem noi. Biserica lui Hristos se conduce cum vrea Hristos, că El a făcut-o și El și-a dat viața pentru ea. Slăvit să-i fie numele! E biserica lui, nu biserica mea. Dacă e biserica mea, pot să pun condiții cum vreau eu. Dacă e neam cu mine, îl pun, îl ordinez, dacă nu e neam cu mine. Și tu poți să, când ești pus să votezi, că tot vorbeam că e anul voturilor, când ești pus să votezi, care sunt criteriile care, după care te vei ruga, vei posti și vei pune acolo un vot? Este acesta un criteriu? Să fie plin de Duhul Sfânt? Știți care sunt criterii astăzi? Păi neam cu mine, mă. Păi neamul meu. E cumnatul meu. Îl pun acum. Ascultă-mă. Când va veni ziua și vei fi bolnav tu sau soția ta sau copilul tău, neamul tău nu te poate ajuta. Dar un om plin de Duhul Sfânt, pus de Dumnezeu, peste el se coboară puterea Duhului Sfânt și Domnul dă vindecare. Vorbește, Doamne, ca să înțelegem. Dumnezeu, Domnul Iisus, are criteriile Lui. E biserica Lui. Dacă o punem pe numele nostru, facem ce vrem noi. Dar atunci să nu ne mirăm când nu ne însoțește Duhul Sfânt. Noi trebuie să ne întoarcem la această lucrare a apostolilor, care pentru ea a fost foarte dragă, care pentru ea a fost așa de scumpă, care Domnul Iisus a poruncit-o, nu vă depărtați. Și acest frate l-a întrebat, mai ai primit? Și spunea el, nu frate, n-am primit, am stărui, n-am primit. Dacă aș putea să-l cumpăr cu bani, l-aș cumpăra cu bani. Deci așa a supărat într-o zi. Zic, mă, dar nu trebuie să-l cumperi cu bani, că e pe gratis. Nu, că Domnul nu merge, eu aș cumpăra cu bani. Auzi, zic, dar te-ai întrebat de ce nu-ți dă Domnul? Da, m-am întrebat, dar nu știu de ce nu-ți dă Domnul. Dar vrei să spun eu de ce nu-ți dă Domnul? Dacă ne-am spus, o supăra. Dacă ești mândru, mă, de-aia nu-ți dă Domnul. Dar s-o supăra, păi. Nu ne place. Nu ne place să ne spună, frații. Nu-mi place să mi se atragă atenția, să nu ascult. Cuvântul Domnului ne învață și ne spune, treaba noastră nu-i să vorbim ce-a făcut păstorul, ce-a făcut comitetul. Treaba mea este să fiu plin de Duhul Sfânt. Amin. Când stai astăzi aici, treaba ta nu este să pui note la predici, la cântări, la poezii, la ce-o spus frații, nu, treaba ta să te umpli cu Duhul Sfânt. Ca mâine când mergi la școală, la servici, când mergi pe teren, când mergi în viața ta, să fii un om plin de Duhul Sfânt, pe care Domnul să-l ia, să-l călăuzească, să-l mâne încotro vrea El și prin tine Domnul să aducă oameni la pocăință. Iată treaba noastră, să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așadar, Domnul Iisus, pentru Domnul Iisus n-au fost lucruri opționale. Pentru apostoli n-au fost lucruri opționale. Botezul cu Duhul Sfânt pentru Domnul Iisus și apostoli n-a fost opțional. Era o cerință categorică așa de mare încât le-a spus, voi nu mergeți în slujire până când mai întâi nu primiți puterea Duhului Sfânt. Și ei au înțeles. Și au stat după cum am citit în această dimineață, versetul 14 din capitolul 1, Fapte, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Și s-au rugat. Și s-au rugat o zi. Noi acum știm cam cum vine Duhul Sfânt, că avem experiența anilor trecuți. Ei nu știau. S-au rugat o zi. S-au rugat și a doua zi. Și a treia zi. Nu știu dacă dintre ei au fi spus careva, mă, ne-am tot rugat, dar nu s-a întâmplat nimica. Mai are sens să ne rugăm. S-au rugat 7 zile, nu s-a întâmplat nimic. Nici a 9-a zi nu s-a întâmplat nimica. Dar a 10-a zi s-a coborât Duhul Sfânt. Și am citit, nu mai insist,
Versetul 4 din Fapte 2, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Vreau să ne oprim puțin în Faptele Apostolilor și să ne reamintim, nu că nu știm, știm astea foarte bine, dar să ne le reamintim și să le subliniem mai mult ca altă dată și să înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt întotdeauna are un semn, cel puțin un semn. Și am sărat din Scripturi că e prezent la fiecare botez al Duhului Sfânt în Faptele Apostolilor. Și acest semn este acesta pomenit în Fapte 4, s-a umplut de Duhul Sfânt. Și semnul că s-au umplut de Duhul Sfânt a fost că au început să vorbească în alte limbi. Și vreau să privim puțin la, după ce am văzut că botezul cu Duhul Sfânt nu e opțional pentru Biserica lui Hristos, vreau să privim în minutele următoare la faptul că vorbirea în alte limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Lăsat în Scriptură, pe baza Scripturii, că astăzi lucrurile s-au mai schimbat. Chiar unii de pe băncile școlilor vin și spun, domnule, pot să fiu, am vorbit personal cu cineva și am întrebat, auzi, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Da. Și vorbește în alte limbi, când îi întreb pe unii ăsta, se supără, nu le place și ar pune mâinile la ureche, ar pleca. E tare grea întrebarea asta, am să vorbim în Scripturi, că este în Scripturi. Dar botezul cu Duhul Sfânt, bazat pe Scriptură, trebuie să fie însoțit de cel puțin acest semn, dacă este botez real cu Duhul Sfânt. Și anume, vorbirea în alte limbi. Și spune Fapte, capitolul 2, versetul 33, pe care îl citeam, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, că spuneam de făgăduință la început, a turnat și a turnat. Când Domnul toarnă, se vede și se aude. Sunt acestea două condiții. Când Domnul toarnă Duhul Sfânt, se vede și se aude. Eu nu am timp acum să mă opresc prea mult la lucrurile astea, dar pot să vă spun, de exemplu, din 1 Ioan capitolul 5, dacă nu mă înșel. 1 Ioan 5 cu 9. Dacă primim mărturisirea, foarte scurt mă opresc aici, dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Avem mărturisirea oamenilor. Care e mărturisirea oamenilor în viața de credință? Botezul în apă. Când intri în apa botezului, mărturisești. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mărturisirea oamenilor este în apa botezului când tu spui, Domnul m-a mântuit, mi-a iertat păcatele, cred în Domnul Iisus și vreau să-L slujesc până la moarte. Asta este mărturisirea oamenilor. Și Domnul Iisus a făcut-o, după cum știm din Matei capitolul 3, unde cuvântul Domnului spunea în versetul 16, de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă, da? Botezul în apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Mai întâi mărturisirea oamenilor în care tu mărturisești că îl slujești pe Dumnezeu și îl vei sluji până la moarte și apoi trebuie să fie și mărturisirea lui Dumnezeu. Cum citeam de aici din 1 Ioan capitolul 5, dacă primim mărturisirea oamenilor și primim, cred că nu-i nimeni aici care să spună eu nu cred că e necesar botezul în apă, toți știm asta. Și slăvit să fie Domnul, probabil că toți de aici, cei mai mulți de aici l-am făcut, slăvit să fie Domnul. Este mărturisirea oamenilor, dar mai este o mărturisire, nu-i suficientă doar mărturisirea oamenilor. Mai este mărturisirea lui Dumnezeu. Eu mărturisesc pentru Dumnezeu că vreau să-L slujesc, dar și Dumnezeu trebuie să mărturisească ceva. Și ce mărturisește Dumnezeu? Păi mărturisește, scrie aici, că mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Și ce a spus despre Fiul Său? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. A mărturisit Fiul în apa botezului, dar a mărturisit și Tatăl. Și n-a mărturisit o singură dată, ci au mai fost câteva rânduri în care Domnul a mărturisit, nu intru foarte mult în detalii. Mărturisirea oamenilor o primim,
dar mărturisirea lui Dumnezeu o primim. Spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 15, dacă nu mă înșel, versetul 7, era acolo o discuție în biserica primară legat de tăierea împrejur, citiți dumneavoastră acasă, zice versetul 7, după ce s-a făcut multă vorbă, cum e unele biserici penticostale din ziua de astăzi, s-a sculat Petru, le-a zis, fraților, știți, 8, și Dumnezeu care cunoaște inimile, ce a făcut? A mărturisit pentru ei. Cum mărturisește Dumnezeu pentru tine? Cum a mărturisit Dumnezeu pentru Domnul Iisus? A spus ceva. Acesta este Fiul meu prea iubit. Cum mărturisește Dumnezeu? Cum a mărturisit Dumnezeu despre neamul? A mărturisit pentru ei cum? Dându-le, le-a dat Duhul Sfânt. Dar nu ceva nou. Nu, ca și nou în Fapte 2, spune Apostol Petru. Când am primit noi atunci, la început și ei au primit. Aici este discuția despre tăierea împrejur și ei trazi la răspundere și în altă parte legat de Fapte 11, de exemplu, de ceea ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Vedem imediat dacă mai avem timp. Mărturisirea lui Dumnezeu e foarte importantă. De exemplu, când, mai dădeam așa exemplu, când cumperi o casă sau vinzi o casă, sau un teren, sau cumperi, se face acolo un contract. Și acolo se scriu multe la notar, în fine. Dar la final sunt două locuri unde trebuie semnat. Trebuie să semneze vânzătorul și trebuie să semneze cumpărătorul. Orice act de vânzare-cumpărare, dacă nu are ambele semnături, este lovit de nulitate, este invalid. N-are valoare. Păi eu mă duc să cumpăr casa mea tale și semnez numai eu. Mă duc la tribunal, domnule, uite casa, o vândut-o. Nu, că nu-i semnătura lui. Dacă ne-ai pus semnătura, e gata. Orice act are aceste două semnături, a cumpărătorului și a vânzătorului. Și în viața de credință, când Dumnezeu ne răscumpără, așa găsim în scris în Biblie, că El ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire. Ba găsim scris în Scripturi că El a plătit pentru noi un preț așa de mare, slăvit să-i fie numele. Spune în 1 Petru 1 cu 17, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu frică, ce era și la început, se spune astăzi, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărat. Adică Dumnezeu, pentru că noi am fost al lui Dumnezeu, dar am căzut dinaintea lui Dumnezeu, în grădina Edenului, prin păcat toți am căzut, Dumnezeu acum ne cumpără înapoi sau ne răscumpără, ne-a răscumpărat prin sângele Fiului Său. Și când se întâmplă această tranzacție, dacă putem să o numim în termeni economici, în care eu mă vând lui Dumnezeu, pe voi înșivă dați-vă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, pe voi înșivă. Când mă dau lui Dumnezeu și mărturisesc în apa botezului, eu pun semnătura mea pe acel legământ cu Dumnezeu, nu-i contract, este legământ. Eu pun semnătura mea, dar trebuie să semneze și Dumnezeu. Și Dumnezeu semnează când îți dă Duhul Sfânt. Amin. Și când Domnul îți dă Duhul Sfânt și coboară peste tine și mai mult, coboară în tine dumnezeirea Lui. Știți că spune așa de frumos, sunt multe versete frumoase, Ioan capitolul 14 cu 23, zice, drept de răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi, adică Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt, spus corect, prin Duhul Sfânt, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Eu nu pot să locuiesc de drept decât în casa mea. O casă pe care am cumpărat-o sau am cumpărat terenul și mi-am construit-o. Eu că am dormit o noapte la fratele Cătălin, eu nu locuiesc la el. Eu nu locuiesc la matale, eu locuiesc în casa mea, care mi-am construit-o, am cumpărat terenul, am construit-o, este casa mea, am actele, e pe numele meu, acolo locuiesc. Eu pot să vin în vizită într-o seară sau într-o zi, dar locuința mea este în casa mea. Nu știți, 1 Corinteni, capitolul 3, cu 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește, că ne-a cumpărat.
cu un preț nu mic, cu însuși sângele Fiului Său, slăvit să fie Domnul. Ne-a cumpărat, eram morți, eram vânduți rob păcatului, dar s-a coborât Iisus și a plătit cu viața Lui și a plătit cu sângele Lui ca să fim răscumpărați de acolo. Ei, dar acum când ne-a cumpărat, noi nu mai suntem ai noștri. Și spune 1 Corinteni 6 cu 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Când l-am primit? Când Dumnezeu a pus semnătura Lui pe viața mea. Când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și a spus, și tu acum ești fiul meu, te primesc în familia mea și ca dovadă îți dau Duhul meu și vin să locuiesc în tine. Slăvit să fie Domnul! Asta a fost dorința lui Dumnezeu din totdeauna. Noi vom veni și vom locui împreună cu El. A spus, spune cea, l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Auzi, fratele meu, sora mea, știi că nu mai ești al tău? Știi că tu aparții Duhului Sfânt? Știi că atunci când te vopsești, trebuie să-ți dea Duhul Sfânt voie? Atunci când te tunzi, când îți lași barbă sau cioc sau ce faci tu, ce, orice ai face, trebuie să-ți dea proprietarul voie? Ce-o da Duhul Sfânt voie să te îmbraci așa? Că mai vin unul și întreabă, frate, cât să fie rochia sau fusta sau batică? Și eu întreb, dar auzi, dar Duhul Sfânt ție nu spune? Că zice, noi nu mai suntem ai noștri, suntem ai Duhului Sfânt. Când mă duc la șifonie și deschid și stau și mă întreb acolo, se îndoaie, câte un miraș acolo, cu ce mă îmbrac eu astăzi? Păi asta nu-mi place. Nu? Poate merg tinerile, asta e prea bătrân, mă arat prea bătrân în asta. Sau asta nu-mi place, mă fac și eu așa că ți-o dat voie Duhul Sfânt. Hainele cu care te-ai îmbrăcat astăzi, ți-a dat voie Duhul Sfânt. Ai stat să-L întrebi pe Duhul Sfânt, pentru că tu locuiești în chirie. Păi în chirie nu faci ce vrei tu. Dacă eu locuiesc într-un apartament sau casă în chirie, eu nu pot să mă pun să dărâm un geam, că pun ușă în locul lui. Nu, e casa mea. Eu să cer voie, domnule, îmi dai voie, nu-mi place mie, vreau să... Și proprietarul spune da sau nu? Zice, măi, nu mustu nimic, că e casa mea. Dacă-ți convine bine, dacă nu pleci în altă parte. Noi suntem ai Duhului Sfânt. Când vorbești cu gura ta și ai spus lucrurile care le-ai spus ieri, ți-o da voie Duhul Sfânt să strigi. Când privești la un meci, ți-o da voie Duhul Sfânt. Te-ai pus mai întâi pe genunchi să spui, Doamne, îmi dai și mie să văd și voie să văd meciul ăsta, că tare îmi place. Ți-o da voie Duhul Sfânt. Și mă mai întreb eu când tu te uiți, ce face Duhul Sfânt? Se pune așa și lângă tine și se uită, hai, nu uităm de la meci. Nu merge. Dacă l-am întrebat pe Duhul Sfânt, am ști. Noi nu mai suntem ai noștri, suntem ai lui Dumnezeu. Ne-a cumpărat, a plătit un preț și ne cheamă să trăim după voia lui. Doamne, ajută-ne! Amin. De aceea începeam cu cuvintele din Isaia 11 cu 3. Duhul Domnului se va odihni, plăcerea lui va fi... Ce înseamnă frica de Domnul? Că tot a fost acest cuvânt pus. Știi ce înseamnă frica de Domnul? Să trăiești în fiecare moment și să faci doar ce îi place lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus putea să nu fie răstignit? De ce a fost răstignit Domnul Iisus? Bine, în planul mare al lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre, slăviți să fie Domnul, da, așa este. Dar Domnul Iisus a fost răstignit de oamenii din vremea lui și urât și batjocorit, pentru că nu și-a putut ține gura. Pun în ghilimele, în ghilimele de rigoare. Spunea Domnul Iisus, eu ceea ce spun, nu spun de la mine, Tatăl mi-a dat ca să spun. Lucrările care le fac nu sunt ale mele, ci Tatăl mi le-a dat. Și într-o zi era în fața fariseilor și cărturarilor și le spune, nebun și orbi, morminte văruite. Eu aș fi spus, Doamne, tu dacă le spui așa, ăștia te omoară, mă, te omoară. Spune-le mai frumos. Spune-le, măi, prietenii mei, hai să vă spun, să vă explic. Domnul Iisus n-a căutat să placă oamenilor. Spune în Ioan capitolul 5, în mod special Ioan surprinde foarte bine aceste lucruri. În Ioan 5, versetul 40, 41, eu nu umblu după slava care vine de la oameni, că sunt alegeri,
Se alege păstorul, comitetul. Păi n-am să-i mustru pe fras ca să mă mai aleagă și pe mine. Că dacă e mustru la fras, astăzi la fras, nu le mai place mustrarea. O să spună lui ăsta, nu-l vrem pe ăsta, stai acolo jos. Am ajuns să nu mai iubim mustrarea. Spuneam și aseară, Proverbe 6, îndemnul și mustrarea sunt? Fost în America, anul trecut cu fratele, cu Cristi, lucrăm pentru companie de acolo și întrebam pe cineva, fratele, voi mai puneți deoparte așa în biserică, fras, pentru păcate, probleme. Ce frate, nu mai poți să pui pe nimeni deoparte. Nu generalizez, dar un caz. Dar mare parte așa este. Am fost acolo. Nu mai poți să pui pe nimeni. Dacă îl pui deoparte, își ia familia, pleacă la altă biserică. Și dacă mă mers la toate bisericile de români de acolo și niciunde nu i-a plăcut, merg la americani. Nu poți să mai pui deoparte pe nimeni. Oamenii nu mai iubesc mustrarea. Oamenii iubesc să audă lucruri care le place lor. Domnul cu tine. Că trăiești un păcat, că n-ai luat cina de 6 luni, că nu poți să-ți ceri iertare, nicio problemă, Domnul te iubește, stai liniștit. Și diavolul ne înșală și mergem cu Biblia în mână în fundul iadului, Doamne, ai milă de noi. În această zi, Domnul ne cheamă să ne trezim. Noi nu mai suntem ai noștri. Noi am fost cumpărați cu un preț. Cineva a plătit pentru noi. A cui slavă o cauți tu? Domnul Iisus a fost omorât pentru că a căutat slava lui Dumnezeu. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. 42. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. 44. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Nu-i valabil asta astăzi? Vin la dumneavoastră, vine fratele păstor, reverend, nu știu cât. Vine fratele la mine, îl prezint și eu, fratele cu tare, păstor. Slava care vă dați unii altora. A venit fratele, a venit cu tare. Când în casa Domnului ar trebui toți, de la mic până la mare, să ne plecăm acolo jos, ca să se arate slava lui Dumnezeu. Amin. Vă întrebați de ce nu mai lucrează Dumnezeu așa de mult cum lucra înainte? Pentru că nu-i mai dăm slava Lui. Dăm slava oamenii, aplaudăm oamenii. Și mai încolo, noaptea minții, aplaudăm pe Iisus Hristos. Unde ați găsit voi în Noul Testament apostolii să-L aplaude pe Iisus Hristos? Unde e asta? Unde e asta? Aplaudăm pentru Domnul Iisus Hristos. Pentru Domnul Iisus Hristos. Aia 24 de bătrâni din cer, zice, își aruncă coroanele lor înaintea tronului, se pleacă cu fața la pământ și se închină lui Dumnezeu. Serafimii din Isaia 6 zice, cu două zburau, cu două își acopereau fața, picioarele și cu două zburau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și tot templul era plin și se cutremura de slava lui Dumnezeu. Unde ați văzut dumneavoastră oameni să aplaude pe Dumnezeu? Doar unde nu-i cunoștință de Dumnezeu. Și în bisericile noastre nu mai e cunoștință de Dumnezeu. Ne aplaudăm unii pe alții. Pot să dau un nume, dar nu dau un nume și așa o să am probleme destule. Oameni, slujitori, păstori cu nume mare, de o lună, ordinări, aplaudăm oamenii. Ce face Hristos în timpul ăsta? Stai acolo într-un colț? Sau ne lasă? Vrei cu oamenii tăi? Du-te cu oamenii tăi. Vreți cu oamenii voștri? Du-te. Numai că o să vină ziua când o să strigi, Doamne, ai milă de mine. Și nu voi răspunde. Dumnezeu spune, Domnul Iisus, cum puteți crede voi? Voi căutați slava oamenilor. Ioan 12, în aceeași idee spunea Domnul Iisus. Zice, spunea Isaia mai întâi, 39, de aceea nu puteau crede, pentru că Isaia le-a mai zis, le-a orbit ochii, le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Câți cântăreți astăzi cântă despre Iisus, dar niciodată n-au văzut slava lui? Câți predicatori astăzi predică pe Iisus, dar n-au văzut slava Lui, că dacă ar fi intrat odată în prezența slavei Lui Dumnezeu, s-ar fi cutremurat.
S-ar fi cutremurat ca Isaia, care a spus: vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și nu s-a apucat să-L aplaude pe Dumnezeu. Nu s-a apucat să danseze înaintea lui Dumnezeu. S-a prăbușit la pământ. Daniel, înaintea îngerului, se prăbușește la pământ. Ioan, care într-o zi și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus. Când Domnul Iisus se înalță la cer și îl vede Ioan în Apocalipsa, în capitolul 1, într-o zi pe Iisus, înălțat în slavă, și nu mai își pleacă capul pe pieptul lui, pentru că îl vede în slavă, în măreție, și spune aici: m-am întors și am văzut și în mijlocul lui erau 7 sfetnice, 13, 14, capul și părul lui, picioarele lui, în mâna lui, 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Noi nu mai cunoaștem pe acest Iisus. Noi nu l-am văzut pe acest Iisus. Că dacă l-am fi văzut, altfel am cânta, altfel ne-am ruga, altfel ne-am teme de Dumnezeu. Dar nu ne mai temem, că nu l-am cunoscut cum este El. Ne cunoaștem Hristos fals. Domnul te iubește cum ești, nicio problemă. Când venim la El, El ne primește așa cum sunt, o cântare frumoasă, la tine vin, dar după 20 de ani de pocăință, nu tot așa ești ca și când ai venit. N-ar trebui să mai fii la fel. Trebuie să fii sfânt. Frate, dar mai greșim, toți suntem pocăiți. Aud scuza asta tot mai mult. Frate, toți suntem păcătoși. Toți suntem oameni păcătoși. Mai greșim, mai m-a scăpat. Sfințenia pentru cine, frații mei? Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, pentru că s-a întâlnit cu Iisus Hristos înălțat în slavă și nu și-a permis să-și mai pună capul, măcar că atunci când era pe pământ, Domnul l-a lăsat, dar atunci nu. Îngerii, serafimii, heruvimii, ei nu-și permit să aplaude, ci ei se pleacă la pământ, ei își aruncă cununile lor și strigă: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Oare noi îl mai cunoaștem pe acest Dumnezeu? Sau umblăm, cum scrie aici și spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 12, versetul 42, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în El, dar de frica fariseilor, frica de oameni sau frica de Dumnezeu? De frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Poți să-L oprești pe copilul tău când păcătuiește, să nu mai vină aici la slujire. Poți să oprești soția ta când păcătuiește, să nu mai intre. Tu ca bărbat, care ești primul preot în casa ta, nu pe altuia oprești tu. Acolo sunt frații puși, nu, în casa ta. Iubești sfințenia casei lui Dumnezeu? Te interesează ca în casa lui Dumnezeu să se arate slava Lui? Dragii mei, cine credeți că ne vindecă copiii? Copiii care pribegesc, cine credeți că îi mântuiește? Predica mea? Sau că vine Cristi Boariu sau nu știu care, predicator? Dacă nu vine Duhul Sfânt, e zero. E zero. Dumneavoastră, frații mei, aveți nevoie ca aici în biserică să căutați să faceți tot ce știți, să se arate slava lui Dumnezeu. Când se arată slava lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și vindecă, mântuiește, lucrează, aduce semne și minuni, pentru că e înălțat El. Unde El este înălțat, unde poporul cântă, unde poporul cu toată inima e pentru Hristos, Domnul vine, că e chemat de El, e chemat de oameni, El se coboară la noi, slăvit să-i fie numele. Dar dacă ai fi în fața președintelui și ai mesteca gumă, și ai cânta așa picior peste picior și ai vorbit cu El, te-ar primi El oare? Dar cum ne primește Domnul Iisus? Că nu-L mai cunoaștem pe Iisus adevărat. Zice 43, au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Dragii mei, nu vă cunosc. N-am avut gând astea pe inimă, n-am venit cu El de acasă, nu măcar azi dimineață n-am venit cu El. Nu știu pentru cine a vorbit Dumnezeu, mai întâi pentru mine vorbește Domnul. Eu nu știu ce probleme aveți. Am mai fost în alte locuri și după aceea, frații, mi-am auzit vorbe și probleme destule. Luați-o ca din mâna lui Dumnezeu. Amin. Dacă vreți ca aici Dumnezeu să vindece,
Că aici Dumnezeu să mai boteze cu Duhul Sfânt. Dacă vreți să se întoarcă copiii dumneavoastră acasă, în locul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, păstrați slava lui Dumnezeu neștirbită, neîmpărățită cu nimeni. Nu da slava lui Dumnezeu oamenilor. Nu da slava păstorului, nu da slava comitetului, nu da slava nimănui. Să dăm slava lui Dumnezeu, singurul care merită slava și care a spus slava mea nu împart cu nimeni, niciodată. Și dacă vom face așa, vom fi fericiți. Dumnezeu, când ne vom smeri cu toții, Dumnezeu se va coborî în mijlocul nostru și va lăsa binecuvântări, va aduce vindecare, va aduce eliberare, va aduce Dumnezeu binecuvântări. Că atunci când vine Hristos, El vine și mântuiește, El binecuvântează, că e bun, slăvit să-i fie numele. Dar nu acceptă să-i împărțim slava Lui. Nu acceptă să împartă Hristos slava cu mine, cu un nimeni. Nu, El a murit pentru noi. El trebuie să fie singurul înălțat în casele noastre, în familiile noastre. Și spunea cuvântul Domnului, rămânând tot la mărturisirea aceasta a lui Dumnezeu și încheie imediat, Exodul capitolul 40, versetul 34. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Domnul așteaptă atunci când toate lucrurile sunt după voia Lui și noi ne predăm. Aici Moise a construit cortul după voia lui Dumnezeu. Toate măsurile, i-a spus Dumnezeu, ia seama, bagă de seamă, să faci totul după cum ți s-a arătat, după chipul care ți s-a arătat pe munte. Și când Moise a fost gata și a predat lui Dumnezeu tot ce a construit el, s-a coborât slava lui Dumnezeu. Și zice aici, slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Așa mi-aș dori, așa mi-aș dori să se mai întâmple, măcar din când în când, să venim la casa Domnului și să nu putem urca noi aici să slujim, ci poporul să se coboare slava Domnului și poporul să stea în rugăciune, să boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să umple, să ierte, să elibereze. Că nu-i nevoie de multe predici, e nevoie să ne temem de Domnul, e nevoie să ne întoarcem la Duhul Sfânt, să prețuim lucrarea Duhului Sfânt, e nevoie să tânjim după slava Domnului, să-L dăm la o parte slava oamenilor. Mă întreba și fratele, ești păstor, ce ești, ca să știu cum te prezint? Nu mă prezenta nici cum, frate, i-am zis. Spune numele și atât, nici ăla nu trebuie să-L spui. Că aici în biserică, singurul care nume înălțat Iisus Hristos, că vrem ca El să lucreze. Ce pot să fac eu? Ce v-aș putea da eu? Ce poate da un om dacă nu ne dă Hristos? Dacă când își deschide mâna, El satură după dorință, tot și are suflare. Să tânjim, dragii mei. Leviticul în capitolul 9, zice cuvântul Domnului aici, versetul 6, Moise a zis, să faceți și a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Vrem în biserică pe Duhul Sfânt? Asta e condiția. Slava Domnului e Duhul Sfânt. E frumusețea lui Dumnezeu prezentată între noi prin Duhul Sfânt. Nu există altcumva. Domnul Iisus, El nu este fizic între noi. El este la dreapta lui Dumnezeu. Tatăl, El nu e între noi. Dar ei amândoi sunt între noi prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Dacă vrem să se arate Duhul Sfânt între noi, trebuie să facem ce poruncește Domnul. Asta e condiția. Să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Au făcut, au ascultat, s-au temut de Dumnezeu. Și spune în 22, Aron și-a ridicat mâinile spre popor, i-a binecuvântat. 23, Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și Moise și Aron erau gata să spună fraților, adunarea e liberă, suntem liberi să mergem la casele noastre. În momentul acela s-a arătat, spune, și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Care a fost urmarea? Că o fi predicat Aaron, le-o fi spus cuvinte frumoase, cum Moise era mai bâlbâit, nu putea așa frumos să le vorbească, ca și Aaron, Aaron vorbea frumos. Dar când a predicat Aaron și le-a spus, poporul n-a căzut la pământ, poporul nu și-a plâns păcatele, dar într-un moment când s-a arătat slava Domnului, 23, parte 2, și slava Domnului s-a arătat întregului popor, că au făcut ce a cerut Domnul. Mai departe, 24, un foc a ieșit dinaintea Domnului
și am instuit pe altar ardea de tot și grăsimile. Și acum auziți, tot poporul a văzut lucrul acesta. Ce vede poporul în casa Domnului? Ne vede pe noi? În casa lui Dumnezeu nu ar fi normal să-L vadă oamenii pe Dumnezeu? 1 Corinteni 14, spune acolo, 20-22, acolo în jos, zice, când intră unul fără daruri, el e încredințat de toți, este dat pe față de toți, va cădea cu fața la pământ și ce va mărturisi? Mă, ce bine o predica fratele meu. Mă, păstor, ne-a plăcut păstor. Cum au cântat, v-am fără, extraordinar. Va mărturisi că Dumnezeu e în mijlocul vostru. Și asta schimbă, Dumnezeu schimbă. Și Dumnezeu în mijlocul nostru se prezintă într-un singur fel, prin slava Lui, prin Duhul Sfânt. Așa se prezintă Dumnezeu. Ați vrea când intră un nepocăit, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să poată mărturisi? Într-o zi am plâns, eram la biserică, am slujit cum am putut, cum am știut, am predicat cu frații, am cântat și am întrebat pe cineva la final, cum ți-a plăcut, cum ți s-a părut? Ce frumos, mi-a plăcut cântările frumos. Am plecat acasă și am plâns. Am zis, Doamne, dacă te vedea pe tine între noi, nu spunea că a fost bine, s-a simțit bine, spunea că se pocăiește, că l-am văzut pe Dumnezeu între voi. Dar de prea multe ori nu-L văd oamenii pe Dumnezeu din cauza noastră. N-are loc Duhul Sfânt de noi. Haideți să ne întoarcem la Duhul Sfânt. Haideți să ne întoarcem să prețuim lucrarea Duhului Sfânt, să tânjim după plinătatea Duhului Sfânt. Asta e treaba noastră. Și spune aici, tot poporul a văzut, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat, au început să danseze, au început să vadă din palme, nu! S-au aruncat cu fața la pământ, că înaintea slavei lui Dumnezeu, toți oamenii, înaintea slavei adevărate a lui Dumnezeu, n-au căzut nici pe spate cum cad unii, n-au nici aplaudat și au căzut cu fața la pământ și au mărturisit, aici este Dumnezeu. Dacă vrem să fie Dumnezeu în mijlocul nostru, trebuie să ne întoarcem la cuvântul acesta. Trebuie să ne întoarcem. Acum când împlinim 100 de ani, când ne vom bate cu pumnul în piept că împlinim 100 de ani și nu este greșit că împlinim, slavă Domnului, mai avem slava Domnului între noi? Se mai simte slava Domnului? Se mai aude așa vorbește Domnul? Ești tu botezat? Știți ce spunea Domnul Iisus? În fapte 1 cu 4 sau 5, dacă nu mă știu, zice acolo, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Cum se face că în bisericile noastre, așa, 5, cum se face în bisericile noastre, astăzi trece un an, trec 2, trec 3, trec 5 ani, fără stăruință, fără mărturisirea păcatelor, fără a ne prăbuși înaintea lui Dumnezeu. Eu nu știu când ați avut stăruință, nu știu când veți face stăruință, nici nu am întrebat și nici nu întreb și nu vreau să vorbesc că știu ceva, ferească-mă Dumnezeu că nici nu vorbesc atunci. Eu spun doar că dacă vrem să avem parte cu Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să prețuim lucrarea Duhului Sfânt, să nu fie pentru noi ceva opțional, să fie pentru noi ceva drag, să fim plini de Duhul Sfânt. Și dacă vom face așa, Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va însoți, Dumnezeu ne va cinsti cu slava Lui. Copiii noștri vor fi mântuiți, tinerii noștri vor avea vedenii, bătrânii vor proroci, tinerii vor proroci și Dumnezeu va fi în mijlocul nostru. Amin. Și biserica cu ajutorul Duhului Sfânt se va înmulți. Doamne ajută-ne, amin.